afiliați. Doamna deputat Udrea, nu o văd. Domnul deputat Tararache. Domnule deputat, aveți cuvântul, vă rog frumos. Să vă rog frumos să vă limitați la un număr de minute, astfel aveți 5 minute pe neafiliați. Asta ați vorbit 2 minute din cele 4. Domnule deputat, aveți cuvântul. 5 sunt pe neafiliați. Conform principiului Uniunii Europene, primul venit, primul servit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știam că socialiștii sunt mai darnici, da? Mulțumesc. Trezindu-mă azi dimineață, am simțit pentru prima dată regretul că Uniunea Social-Liberală s-a rupt. Și asta pentru că a trebuit să stau până la orele târziare dimineții să văd o emisiune, L'Eroare, celebra emisiune, care m-a făcut să dorm doar câteva ore azi noapte. E primul regret că USR s-a rupt și sper că și ultimul. Privind spre viitor, există viață și după USL. Mă bucură faptul că printre nominalizările la funcțiile de ministru se numără oameni noi, oameni tineri, oameni cu o bună pregătire profesională. Așteptările mele în ceea ce privește ministrul desemnat al finanțelor sunt legate de informa instituțiilor aflate în subordine, instituții, doamna ministru, încremenite în trecut, instituții care privesc contribuabilul ca pe propriul dușman. Dacă veți reuși acest lucru, vă veți dovedi un pariu câștigat. Legea turismului, reducerea TVA-ului la toate serviciile turistice, pentru că suntem astăzi mai scump decât Spania și Grecia la pachete turistice, raportându-ne la acelea servicii de calitate, la acelea standarde de calitate. Încurajarea IMM-urilor și creșterea fondurilor alocate acestui segment, acestea sunt așteptările mele de la ministrul delegat pentru IMM-uri și turism. Apoi, încurajarea investițiilor în domeniul energiei regenerabile, care are un potențial imens în România, încurajarea cercetării, o șansă unică pentru România și pentru Europa în războiul cu Asia, vom asista în următorii 10-15 ani la mutarea tuturor industriilor de manufactură, de siderurgie în Asia și șansa Europei și României, care face parte din Europa astăzi, este cercetarea. Dacă veți reuși, ar fi mai multe de spus, dacă veți reuși toate aceste lucruri, domnule prim-ministru și stimați miniștri, veți avea în Parlamentul României un partener. În cea mai importantă instituție a democrației din România veți avea un partener și un sprijin. Vă urez succes și vă mulțumesc. Ați vorbit 3 minute, mai sunt 2 minute pentru ceilalți doi colegi, domnul Cernea și doamna Udrea. Dar nu acum, domnul deputat, nu acum, nu. Cu răbdare. Domnul senator Puiu Hașu, grup parlamentar al Partidului Național, domnule senator, conform principiilor.